Recent și România au început să sărbătorească Halloween-ul. Dar asta nu neapărat pentru că suntem fani trick or treat, ci pentru că iubim costumele și petrecerile. Dar dincolo de costumele de vrăjitoare, vampiri sau fantome, dincolo de scheleții agățați prin cameră și de bostani iluminați, se ascunde o poveste care a început încă din vremea vechilor celți. Cum s-a născut Halloween-ul? Acum aproximativ 2000 de ani, celții localizați pe teritoriul ocupat astăzi de Irlanda, Anglia și partea de nord a Franței, sărbătoreau Samhainul, sau trecerea la anul nou, fix pe data de 1 noiembrie. Sărbătoarea semnifica sfârșitul verii și începutul iernii și al întunericului. În noaptea de Samhain, cercurile se deschideau, iar spiritele pășeau libere pe pământ. Preoții celtici și druizii se ajutau de prezența spiritelor pentru a face predicții pentru anul care tocmai avea să înceapă. Druzii aprindeau marele foc sacru, iar oamenii care purtau costume simbolice, croite din piei de animale, se strângeau în jurul lui, încălzindu-se și aducând ofrande zeilor. Atunci când Imperiul Roman a ocupat majoritatea teritoriului celtic, două sărbători romane, Feralia, ziua morților, și Pomona, ziua pomonii, zeița fructelor și a copacilor, s-au unit cu vechiul Samhain, iar tradițiile și obiceiurile au fost combinate. Secole mai târziu, odată cu răspândirea creștinismului, Papa Grigore al III-lea, 731-741, numește 1 noiembrie ca fiind ziua oficială a sfinților și a creștinilor martiri. În jurul anului 1000, ziua tuturor sfinților, El Hallows sau El Hallowmas, devine prilej pentru creștini de a onora amintirea celor plecați din această lume. Ritualurile practicate erau extrem de similare cu cele ale celților, vechi de aproximativ un mileniu. În cele din urmă, ziua tuturor sfinților a devenit Halloween-ul, așa cum îl cunoaștem azi. Ziua tuturor sfinților în America. Țara care a făcut Halloween-ul o ciorbă de costume, dovleci, lampioane și povești cu fantome este desigur America. Ziua tuturor sfinților a ajuns în America odată cu primii coloniști britanici. Aici, tradițiile europene s-au amestecat cu cele ale popularităților indigene și a rezultat Halloween-ul american. Atât de popular și azi, americanii sărbătoreau ziua tuturor sfinților prin petreceri tematice la care purtau costume, împărtășeau povești cu fantome și își făceau unii altora mici farse răutăcioase. În a doua jumătate a secolului XIX, odată cu un nou val de imigranți britanici și irlandezi, popularizarea Halloween-ului a crescut. Acum se naște celebra tradiție de trick or treat, conform căreia americanii costumați mergeau din casă în casă cerând mâncare sau bani. În cazul în care gazda refuza să le deschidă, colindătorii îl pedepseau printr-o farsă răutăcioasă. Noaptea de Halloween era de asemenea un moment prielnic pentru tinerele necăsătorite care vroiau să vadă chipul ursitului. Acestea apelau la descântece străvechi care foloseau ață, coși de mere sau oglinzi. În secolul 20, Halloween-ul a devenit mai mult o sărbătoare orientată către copii și familie. Tradiții de Halloween. Atunci când creștinii au preluat vechiul Samhain, au preferat să ofere mâncarea și băutura rezervate spiritelor, familiilor nevoiașe. Aceștia trebuiau în schimb să se roage pentru rudele decedate ale bunicilor samariteni. Mai târziu, atunci când Halloween-ul a ajuns în special o sărbătoare orientată către tineri și copii, ofrandele au ajuns să fie în special dulciuri. Tradiția costumelor de care am vorbit mai sus s-a născut din superstiția conform căreia spiritele pășesc printre cei vii noaptea de 31 octombrie. Pentru a nu stârni mânia fantomelor, oamenii fie se închideau în case, lăsând la poartă un coș cu mâncare și băutură, fie se aventurau pe străzi, dar purtând un costum. Astfel, credeau că spiritele îi vor confunda cu unul dintre ei. Astăzi, Halloween-ul a devenit mai mult un prilej de petrecere,
decât o sărbătoare a morților. Cu toate astea, în multe părți ale lumii, oamenii își aduc aminte originile Halloween-ului și își imaginează morții aprinzând lampioane sau lumânări în memoria celor plecați dintre noi. Și dacă tot am vorbit de petrecere și bună dispoziție, irlandezii sunt înnebuniți după colcanon, un fel de mâncare special gătită doar în noaptea de Halloween. Colcanon este un fel de budincă făcută din cartofi, nap și ceapă, în care se ascund bănuți. Cei care găsesc bănuții au parte de mult noroc în noul an. De asemenea, în unele regiuni se ascunde și un inel în colcanon, iar cel sau cea care va avea să îl găsească, se spune că în anul care are să vină, își va pune pirostriile.